Bună și bine v-am regăsit la un nou clip video. În acest videoclip o să vorbim despre pistolul de lipit și o să facem și o decorațiune foarte drăguță. Haideți să începem. Deci, pistolul de lipit puteți să vi-l luați și voi. L-am primit eu cadou. Puteți să-l luați de la Lidl. Este 30 de lei și este foarte bun. Are și un set de culori cu sclipici. Uitați. Hai să scot una ca să vi-o arăt cum arată. O să scot roșu că îmi place foarte mult culoarea roșu. Uitați, cu sclipici. Și acestea este setul cu cele normale. Non-color. Și acum, ca să funcționeze, trebuie să-l băgați în priză. Da? Îl băgați în priză. Apoi, trebuie să băgați o rezervă. Aveți foarte mare grijă că puteți. După ce faceți un lucru cu el, o să vă ardeți. Eu așa am făcut, m-am ars și acum. Dar haideți să continuăm. Și dacă vreți să facem o decorațiune, o să vă arăt ceva. Deci, acum trecem la decorațiune. Dacă v-am arătat la ce folosește pistolul de lipit și de unde puteți să-l cumpărați. Să nu vă duceți niciodată la Dedeman, că acolo e foarte scump. Și haideți să facem, dacă vreți să aveți și voi așa, da? Trebuie să, prima dată, să aveți să decupați un pătrat așa, apoi îl doiți așa, da? Apoi și pe partea cealaltă, așa, apoi triunghi. Așa. Și pe partea cealaltă. Așa. Și apoi o să aveți o chestiuță așa. Da? Dacă vreți să faceți fundiță, o să vă arăt eu cum se face o fundiță. Da? Deci. Prima dată luați partea asta, uitați, partea asta și vă puneți degetele aici și o să vedeți ca o fundiță, da? Acum avem nevoie de pistolul de lipit și o să punem un punct aici. Eu am acum un pistol auriu. Puteți să-l puneți și voi. Și acum trebuie să lipiți. O să vă ardă un pic. Când puneți degetul așa o să frigă. Și aveți o fundiță. Și dacă vreți, puteți să-l lipiți peste tot. Puteți să o lipiți pe perete, să zicem, dacă vreți să fie decorațiune de Crăciun. Trebuie să mai lipiți niște globulețe. Adică, cam... Cam așa. Deci luați o foaie, așa. Un pix, da? Și desenați un glob foarte mare și frumos. Nu chiar mare, apoi n-o să mai încapă. Așa, și aici avem și puteți să-i desenați și model, da? Eu nu o să-i desenez. Și tăiem cu farfeca.
Încercați să-l faceți cu farfeca un pic mai mic. Și dacă vreți să mai vedeți videoclipul cu mine, o să puteți să mai am încă două conturi. Adică puteți să intrați pe Leonte Georgeta și Emil Leonte. Și o să vă apară acolo mai multe shorts-uri și poate și videoclipuri. Și acum tăiați un pic din fundiță aici. Așa, să vă iasă așa. Și puteți să-i puneți o clamă, să-i lipiți o clamă aici. Și puteți să vă puneți aici, așa. Da? Cam acesta a fost videoul. Vă doresc sărbători fericite, sărbători de cei dragi. Și să nu uitați să vă abonați. Și dacă o să strângem 100 de like-uri, atunci o să mai filmăm un videoclip din acesta. Și eu vă urez zi frumoasă și...